Majoritari în Consiliul Local Suceava, consilierii PNL sunt deciși să nu lase de la ei în privința unor capitole din bugetul municipiului pe anul 2016. Ei își doresc un buget de investiții, în ciuda faptului că anul electoral 2016 ar putea fi o tentație mare în alocarea fondurilor Sucevei, atrage atenția Ioan Balan. Bugetul acesta de an pentru 2016 este un buget care are puternice conotații electorale, n-ai cum să eviți lucrurile acestea, mai ales atunci când cel care face bugetul mai are și intenții electorale și atunci își pune amprenta. Liberalul sucevean este de părere că în buget sunt prinse și investiții extravagante, una dintre ele nocturna de pe stadionul Areni. Unul din lucruri care ne se par nouă ușor extravagant este cela de nocturnă și extravaganța nu vine neapărat din faptul că Suceava n-ar trebui, stadionul din Suceava n-ar trebui să aibă o nocturnă. Hai să fim serioși, nu despre asta vorbim. Vreau să vă vorbim despre faptul că mi se pare cel puțin bizar anunțul făcut de către primarul Ion Lungu și pare un anunț făcut de către un contabil care este rămas așa fixat în cifre. El a anunțat prima dată că vom cheltui 1 milion pentru stadionul Sucevei și după aceea a spus că vom face din el un nocturn și nu mai știu ce alte povești pe acolo. Avem în vedere în continuare stadionul Areni. Nu cred că nocturna e cea care îi lipsește stadionul, ci cred că în primul rând trebuie să vedem, să facem o expertiză, să vedem cât de sigur este astăzi stadionul, să deschidem în totalitate stadionul și mă refer la acea parte de stadion care este închisă și după aceea să ne gândim să-l modernizăm și cu nocturnă și cu alte facilități care să-l facă funcțional. În ceea ce privește susținerea celor 14 consilieri PNL pentru proiectul bugetului și implicit achiziția de instalație nocturnă pe Areni, Ioan Balan spune că investiția va fi sprijinită, dar condiționat. Dacă în acest proiect se are în vedere siguranța, în primul rând, a stadionului și un stadion funcțional la care să se monteze o nocturnă, cu siguranță îl sprijinim. Asta înseamnă că e rost de negocieri încă pe tema bugetului. Negocierile între următoarele jaloane. Siguranță, stadion funcțional și, de ce nu, nocturnă. Echipa liberală este de părere că singura soluție viabilă pentru a rezolva problema stadionului este relocarea sa pe noul amplasament în cadrul viitorului complex sportiv din zona metro, un proiect de durată însă. Mergem în continuare pe proiectul nostru care înseamnă relocarea stadionului din Areni, relocarea pe terenul acela de 12 hectare unde vom face o sală polivalentă, unde vom face terenuri de tenis și unde avem propus să facem și un stadion. Principiile vor fi altele. Nu ne gândim astăzi că relocarea acestui stadion se va face pentru ca în locul acestui stadion să facă nu știu ce blocuri sau hotel sau nu știu. Nu elimin, nici nu condiționez lucrul de aceste proiecte. Eu cred că stadionul e important pentru activitățile sportive și el trebuie să corespundă standardelor europene, cel nou pe care îl vom face. Dar acesta este un proiect de durată care poate să dureze între 6 și 10 ani.